Cu atât mai mult că suntem într-o săptămână simbolică, 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, dar și 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între țările noastre. Apreciem foarte mult faptul că România pierde și sprijină orientarea pro-europeană și o reformă a Republicii Moldova. Și vă mulțumim foarte mult că vin să dumneavoastră de fapt confirmă această vizită. Această vizită, din punctul meu de vedere, confirmă și calitatea relației bilaterale, dovedită de astfel și prin prima casă a comunului către Moldova, în domeniul țării de săptămâna aceasta. Vă mulțumim pentru tot sprijinul, atât bilateral cât și celălalt. Legat de parcursul european al Republicii Moldova. Guvernul Republicii Moldova vrea să cântărească și mai mult cooperarea cu România. Suntem pregătiți pentru discuții cât se poate de concrete și pragmatice pe toate domeniile care sunt interesante pentru noi, pornind de la domeniile care sunt de mediu de afaceri, de această cale vreau să vă mulțumesc încă o dată și pentru